Sami, nu? Și cântați și vă bucurați, Nichitel în fășețel, în scute de bumbăcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până în vecie, mila Domnului să fie. Stimați colegi și dragi consilieri și doamne consiliere, încheiem un an 2017 împreună cu realizări, împliniri și bucurii. O să vedeți dumneavoastră la diverse ce ne-a pregătit domnul Ionuț și o să ne prezinte pe ecran o parte din cele mai frumoase lucruri realizate în Comuna Poduri și prin excelență de doamna primar Albu Diana. Am trecut peste niște săptămâni în care s-au perindat flori și lacrimi pentru majestatea sa, regele Mihai României. In memoria majestatea sa, regele Mihai I al României, vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Felicitări de asemenea, trecem la un alt regim de discuții. Felicitări pentru organizatorii festivalului Podureanca, doamnei organizator Alina Muncilă, dar în primul și în primul rând, doamnei primar și Consiliul Local. Și vă rog, aplaudați alături de mine.
de bine premianților și tuturor participanților, mai ales celor din Republica Moldova. Felicitări pentru locul întâi ce au primit în cadrul Festivalului Podureanca. Mulțumiri, mulțumim și urăm un Crăciun fericit, prosperitate, liniște sufletească și multe realizări în anul 2018. Doamnei primar, ce ne-a trimis la fiecare din domnii consilieri și la cetățenii comunei, o felicitare deosebită cu Maica Domnului și pruncul care se va naște. Sunteți, doamna primar, de o sensibilitate deosebită. Vă felicităm și vă iubim. Mulțumesc. Cu cine trebuie? La ședința de astăzi absentează motivat domnul viceprimar Iscu Gheorghe, fiind plecat la o ședință la Bacău. De asemenea, domnul consilier Grigoraș Vasile are deces în familie. Dumnezeu să o odihnească și familia să o întărească. Și intrăm în ordinea de zi care dumneavoastră o cunoașteți. Dar înainte de aceasta, aș ruga tare mult să vă aruncați ochii pe procesul verbal al ședinței trecute și de asemenea să-l putem aproba pentru a fi trimis la Prefectura Județeană. Cred că l-ați derulat și l-ați văzut în fața ochilor, de aceea vă rog să-mi permiteți să vă cer ca să aprobați dacă sunteți de acord cu procesul verbal întocmit în ședința trecută. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? În unanimitate a fost adoptat procesul verbal al ședinței trecute. Ordinea de zi pentru ședința de astăzi cuprinde următoarele materiale. Avem puține, de altfel. S-au suplimentat un punct. Da, o să spun colegilor ce mi-a spus dumneavoastră aici. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară, inițiator doamna primar Albu Diana. La punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2018 la nivelul Comunei Poduri, inițiator doamna primar Albu Diana. Iar suplimentat, doamna secretară m-a informat, un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Vasile cu domiciliul localitatea Poduri, sat Cernu, județul Bacău. Iar la ultimul punct avem diverse. La punctul diverse o să ascultați pe cele două fete care noi le îndrăgim foarte mult, respectiv pe doamna Andreea și doamna Iulia de la UNICEF cu închiderea proiectului UNICEF pe 2017. Apoi o să rugăm pe Ionuț să ne prezinte surprizele care le-a pregătit pentru ziua de astăzi și alte probleme care dumneavoastră le aveți în atenție. Ședința este statutară. Noi putem începe dezbaterile din ședința de astăzi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi sau mai doriți să includem și alte puncte pe ordinea de zi. Dacă nu, cine este de acord cu ordinea de zi anunțată? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, în unanimitate a fost adoptat. Intrăm la primul punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind reabilitarea, rectificarea bugetară, inițiator doamna primar Albu Diana. Doamna primar, vă rugăm.
Da, bună ziua, mulțumesc frumos pentru introducere, mulțumesc frumos pentru felicitări, domnul profesor. La primul proiect este vorba de 46 de milioane care sunt dați de la finanțe, cum știți, din TVA, iar acesta trebuie să-i ducem în excedentul bugetar, pentru că acum nici mai avem la ora asta unde să-i punem, rămân pe la anul când s-a împărțit bugetul, să-i împărțim și pe aceștia 46 de mii care sunt duși acum în excedent. Deci banii sunt din TVA, nu este nicio problemă, deci asta e tot ce pot să vă spun despre rectificarea bugetară. Se iau 46 de mii cei de la finanțe și se trec în excedent bugetar. Dacă sunteți de acord și vreți să votați. Dacă aveți întrebări sau lucruri care nu le-ați înțeles, dacă nu, supunem la vot. Sunteți de acord cu cele expuse de doamna primar, cu rectificarea bugetară? Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc tare mult! Deci primul punct a fost adoptat. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2018 la nivelul Comunei Poduri. Inițiator, doamna primar Albudiana. O să-i dau un pic cuvântul doamnei contabile. Doamna Irina, vă rugăm, aveți cuvânt. Referitor la impozite și taxe, nu s-a modificat nimic. Deci dacă le iau așa un pic în ordine, au rămas la fel. A rămas bonificația de 10% care se dă până la 31 martie pentru cine și-a achitat integral. La clădiri, aceleași taxe. La impozitul pe teren. Taxele pentru închirierii, concesionarii, terenuri, clădiri au rămas la fel. Pentru mașini, utilaje de închiriat, la fel. Taxele extrajudiciare de timbru. Taxa de salubrizare, dar cred că a fost în ședința trecută discutată. S-a modificat. Taxe pentru închirierea căminului cultural, aceleași taxe. Deci toate au rămas la fel. Dacă vor să fie ceva modificări pe parcurs, da. Era vorba să fie ceva, dar încă nu s-au terminat de... La mașini. Mulțumesc. O să am eu ceva de spus în... Vă rugăm. La... În primul rând, ca și concluzie bine stabilită, nu se ridică taxele și impozitele absolut la nimic, cel puțin în anul viitor 2018. Doamne ferește de vreun caz fortuit sau un caz de forță majoră, atunci dacă le ridică toată lumea, suntem și noi nevoie să le ridicăm. Aș avea un amendament la taxe și impozite și vă rog frumos să fiți un pic atenți dumneavoastră ca să digerați ceea ce spun. Aș dori ca amendament să spun să scutim de la impozit pe o perioadă de 5 ani, începând cu fiecare 1 ianuarie a anului, toate clădirile afectate de calamități naturale. Și am să vă spun despre ce este vorba. Noi suntem ca și... comună, suntem, din ce știu și de la prefectură și de la județ am văzut, suntem o comună cu risc de calamitate. Nu este o sumă într-adevăr foarte mare ca și taxă pe clădire, vorbesc, da? Este vorba doar de clădiri, nu de pământ, nu de altceva. Deci doar taxa pe clădire. Dacă Doamne ferește, punem rău în față, se întâmplă că acest lucru s-a întâmplat la Cernu, unde au fost, s-au întâmplat și aici în Valea Șoșii. Acei oameni care au aceste probleme să fie scutiți pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care s-a produs evenimentul, de taxa pe impozitul pe clădire. Vă spun că nu este într-adevăr o taxă foarte mare, deci nu se putea și mai mult, dar zic pentru început, ca să putem să facem și noi ceva, acum că este Crăciunul, măcar atâta să zic că facem așa un mic cadou, dar... Eu n-aș vrea să ofer cadou ăsta pentru că nu-și dorește nimeni să se întâmple absolut nimic. Dar fiind zona asta de calamitate, cred că este binevenit dacă se întâmplă ceva. De aceea eu vă rog, dacă sunteți de acord, dacă nu, să spuneți pentru că rămâne la aprecierea dumneavoastră. De exemplu, da, mulțumim, doamna. Domnul consilier Iulian. De exemplu, dacă la o familie...
în urma unui incendiu... Nu, nu incendiu poate... nu este calamitate. Bine, nu, da. Calamitate, asta este... Un an. Nu se poate... Noi aceste modificări le-am luat exact din lege și ce poate Consiliul Local să hotărască. Eu asta am întrebat și eu prima dată, dacă e vorba despre un incendiu, dar având în vedere că la incendii nu cred că a fost vreo familie care a avut incendiu sau care a avut ceva și n-a primit ajutor din partea primăriei. Nu cred că este, doar cine știe dacă n-au venit să depună documentații și dacă nu ne-au cerut ajutor. Dar de obicei s-a cerut ajutorul, ultimul a fost familia de la de aici din Valea Șor și știți foarte bine cu Ionuț la familia Tereș, cât s-a depus efort, oamenii au fost foarte mulțumiți. Așa că încă o dată spun, acestea sunt calamități naturale, e vorba în general de la cutremur, la inundații. Noi suntem mai mult expuși la inundații, mai ales partea Cernu, partea Valea Șor și de aici. Da, mulțumesc. Doamna primar. Rog colegii consiliere în dezbaterea și în cuvântul dumneavoastră să faceți referire la amendamentul acesta realizat alături de materialul prezentat de doamna contabilă Irina privind scutirea în cazul calamităților naturale la această taxă pe clădire. Asociez și eu, susțin și eu amendamentul doamnei primar. Vă rog pe dumneavoastră, domnilor consilieri, să interveniți. Dacă îmi permiteți. Domnul consilier Neliescu. Sunt foarte puține locuințe care se vor încadra în prevederile astea și mai ales că pe parcurs ce trece timpul toate avizele care se dau pentru construcțiile de locuințe prevede implicit treaba asta că ele să fie amplasate în așa fel încât să nu fie afectate, dar nu are ceva cu cele care sunt vechi și în general m-am documentat și puțin la doamna primar. Face referire doar la clădiri, nu dacă are terenul, dacă nu, are nu, la clădiri, am specificat, clădirile. Și în general sunt puține clădirile. Cele care sunt fie amplasate chiar în malul apei, așa, că deci n-ar fi vorba niciun efort bugetar, să zicem așa, deci vor fi foarte puține acele locuri. Eu vă spun acum acolo. Foarte puține, eu sper să nu fie deloc, dar da. Nu poți să știi acum. Da, și noi mulțumim, domnul consilier Nele. Cam 20-30 de case au fost afectate și cam la 20 de lei. Dacă nu dorește nimeni, supunem în ordine la vot. Amendamentul expus de doamna primar, ce l-ați auzit puțin mai devreme, privind scutirea în cazul calamităților naturale, numai la taxa pe clădire. Cine este de acord cu acest amendament? Cine este împotrivă? Abțineri? În unanimitate a fost adoptat și introdus în proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în 2018. Dacă la acest proiect ce l-am lecturat puțin mai în urmă, mai aveți completări sau întrebări? Eu aș spune doar atât. Doamna Irina, vă rog tare mult și dumneavoastră și colegii din compartimentul contabilitate, dacă e posibil să afișați la vizierul primăriei și doamna secretară toate aceste lucruri. Iar noi, consilierii, vă promite că în sectoarele noastre vom transmite toate aceste gânduri ale Consiliului Local și ale doamnei primar. Dacă sunteți de acord cu proiectul în ansamblu lui, proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor aplicabile în 2018, cine este de acord? Împotrivă, abțineri, în unanimitate proiectul a fost adoptat. Să dea Dumnezeu ca în 2018 să avem bani mai mulți, și bineînțeles să nu mai pățim cum am pățit știți dumneavoastră cu salubritatea și cu alte probleme ce i-au făcut multe clipe grele doamnei primar. Știți dumneavoastră, nu mai revin asupra acestui subiect. La punctul... Domnul profesor. Vă rog, doamna primar. Aș vrea să... Treaba asta cu impozitele și cu taxele e o chestiune destul de... Azi vă rog să stingeți și eu un telefon, dacă se poate.
Treaba asta cu taxele și impozitele, să știți că este un lucru destul de sensibil printre oameni acum, având în vedere situația actuală care suntem și așa, și nu mi s-a părut, sunt într-adevăr primării unde s-au mărit taxele și impozitele, am ținut în mod special să nu le mărim, pentru că dacă le mărim, și așa avem foarte multe persoane care nu sunt la zi cu taxele și impozitele, sunt foarte multe dobânzi. Sunt foarte multe majorări și atunci dacă mai mărim iar taxa și impozitul și dacă deja creștem datoria și nu își văd rostul. Asta este una dintre probleme. Și a doua, vă mulțumesc că a trecut acest amendament, care încă o dată, repet, sper să nu întâmpinăm probleme de genul acesta. Dar treaba asta sensibilă cu taxele și impozitele pentru mine chiar este un lucru bun și mă bucur că și dumneavoastră ați fost în asentimentul meu de a numări taxele și impozitele, pentru că populația, noi suntem aici poate o mână, dar populația suferă dacă, să spun așa, dacă le-am mărit, pentru că având în vedere, încă o dată spun, situația financiară, materială, nu este atât de bună a oamenilor acum în zilele acestea. Vă mulțumesc încă o dată tuturor consilierilor care ați fost de acord. Și noi mulțumim, doamna primar. Aș dori aici să fac o paranteză micuță. E adevărat, nu ne putem ascunde după deget că mai avem și restanțieri. Restanțieri. Care se duc, se perindă din an în an. Exact. Aceasta este problema cea mai grea care noi, Consiliul Local, o putem lua în dezbatere. Și cu toată drăgălășenia și cu tot aportul nostru sufletesc, ar trebui să luăm aici, să adoptăm o hotărâre ca toți acești restanțieri să intre în regimul normal al cetățenilor pădureni. La punctul al treilea v-am anunțat pe dumneavoastră că avem un proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Vasile cu domiciliu în localitatea Poduri, sat Cernul, județul Bacău. Domnul Bia, îmi cer scuze. Întâi să votăm dacă sunt de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Deci prima dată și mă rugăciți. Am votat în urmă, doamna Cristina, am votat în urmă, am fost atent, am votat în urmă și acum intrăm în dezbatere. Cine dorește din membrii Consiliului Local, doamna primar, doamna secretară, să expună câteva lucruri despre... Expun eu despre familia Popescu. Vă rog. Este o familie destul de numeroasă și cu probleme materiale. Problema este în felul următor. Ei până acum au fost la ajutorul social, dar domnul Popescu trebuia să fie pensionat și s-a retras de la ajutorul social ca să fie pensionat. Iar acolo unde a lucrat în domeniul construcțiilor, timp de 5 ani de zile unde a lucrat, nu a fost trecut în cartea de muncă, știți cum este. Și nu mai bine că acum a încetat și ajutorul social și nu a mai fost trecut pe ajutorul social, nici pensia nu a venit și a prins undeva, bineînțeles, fără niciun venit, că asta este problema. Soția de 51 de ani a decedat aseară și acum, înainte de a intra în ședință, a venit și ar cerut un ajutor din partea noastră. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, nu știu dacă, nu cred că, probabil că l-ați văzut aici, eu da, poate mă impresionez și mai repede așa de chestii dintre astea, dar eu spun că Doamne ferește la toată lumea, că oricine ai fi, nu, când e vorba de deces, când e vorba, bine, faptul că nu are absolut acum niciun ajutor și așa și v-am scris și cunosc foarte bine, eu spun că poate este chiar prea puțin, dar... Da. În ce cuantum, doamna 10 primar? Milioane am zis că sunt... Deci, 10, 1000 de ron. 1000 de ron. Da. Rog, domnii consilieri și ceilalți invitați să prezinte dacă au vreo părere, vreo... Ovidiu, domnul Ovidiu, doriți? Vă rog. Domnul consilier, da, după cele spus de doamna primar, onorică, și am înțeles că are un deces soția. Da, soția a murit azi noapte. Copiii nu știu câți ani. 51. Dumnezeu să ierte. Copiii câți ani are? Câți are? 3 copii. Au o fată măritată, băiatul serviciu și mare în orice. Nu cunosc familia. Cred că e bine. La cazuri de astea s-ar putea să se fi putut și mai mult dacă primăria... Și mă bucur că de data asta
s-au exprimat motivele pentru ce să acordă ajutorul. Că noi am mai avut o cerere. Așa cum s-a exprimat, dar dumneavoastră a spus că nu sunt bune motivele. Pentru abonament. Nu exact, dar atât pentru abonament. Dar se spunea tata ce probleme are în familie. Da, avea probleme de sănătate. Chiar are, făcut, are probleme de sănătate. Au fost discuții. Nu mi-aduc aminte de probleme de sănătate. Da, mă rog, acum să nu divagăm de la asta. E, dar în general e bine să se spună pentru ce și cum. Da, eu cred că asta a fost expunerea, că asta știu și eu. Că a murit soția 51 de ani, că nu sunt într-o situație foarte bună din punct de vedere financiar. Și dacă nu se dă nicio problemă, pot să-i dau și de la mine, că am mai făcut și alte ori. Nu, pentru acest caz, nu mă supăram nici dacă era 1500. Nu prea ai ce faci la un caz de ăsta cu... Dar nici nu avem de ce să ne supărăm, că până la urmă sunt consătenii noștri și noi nu trebuie să ne supărăm că vine cineva și ne cere ajutorul. Da, să fim bucuroși când el cere și că are încredere în noi. Așa văd eu lucrurile. Exact, exact, pentru persoanele care într-adevăr trebuie și au necazuri. Așa toată lumea mai are. Să știți, mai spun ceva, să știți un lucru pe care l-am observat într-un an și jumate de când sunt aici. Într-adevăr, vin și persoane care să spun că n-ar îndeplini totuși condițiile ca să... Dar totuși nu vin persoane care sunt și care au condiții. Nu vin. Vin totuși care au probleme. Deci eu, din ce am văzut și din analiza pe care am făcut-o pe urmă, adică eu personal, dacă aș avea o problemă, mă duc și spun că am problema asta și vreau să mi-o rezolv dacă într-adevăr o am. Dacă nu am, nu mă mai duc și spun. Adică nu cred eu că cine vine și se face totuși... Știți că e un pic și așa de frustrare în momentul când ceri un ajutor. Că nu-i chiar... Nu cred că... Să simte el chiar foarte bine, dar înseamnă că are nevoie de ajutorul ăla dacă o ajuns până într-atât. Așa văd eu lucruri, poate greșesc, nu știu, da. Mulțumim, doamna primar, domnul consilier, inginer Staparu Costel. Mulțumesc. Deci, ce a spus doamna primar și domnul Onorică, eu sunt de acord. Deci, nimeni nu vine să ceară un ajutor așa că l-ar vrea. L-ar avea motiv. Problema este că trebuie să analizăm foarte bine cazurile, deci problema asta nu se pune în discuții, vis-a-vis de problema de tura trecută, ca să nu divagăm, a fost discuția că o să ne interesăm. Vă spun că se decontează abonamentul la liceu parțial. Dacă dar băiatul nu este la liceu, este vorba nu, din dar, altă dar, aici, deci de pentru acest caz, este un caz, eu și când, într-adevăr, cum spunea și colegul meu de aici, domnul Istoreanu, 1000 de lei este puțin. La un caz de acest da. Deci eu sunt tot de acord cu acordarea ajutorului. Și orice ajutor să acordă să fie analizat foarte bine, ca să nu creăm precedente. Atunci să ridicăm, să dăm măcar 15.000, da. Să-i dăm 15 milioane și și noi mulțumim, scopi multe lucruri, așa e. Și noi mulțumim, domnul consilier Paru, domnul inginer și doamnei primar. Am înțeles propunerea ultima doamnei primar să ridicăm cuantumul ajutorului la 1500 de ron. Dacă sunteți de acord dumneavoastră, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, vă mulțumesc tare mult. Și aici, nu o paranteză, aș spune un lucru de suflet legat de domnul Popescu. Atunci când primar era domnul Dobrovăz și eu viceprimar, am prins în 2005 marile inundații din satul Cernu, dacă mai țineți minte. Apa Cernului a spălat totul în cale, totul în cale, cele două iazuri, dumneavoastră știți, s-au revărsat și au ajuns până în pragul ușii la Popescu Vasile. Ne-am străduit cu domnul primaș, cu utilajele din dotare de atunci, să-i facem o mică grădinuță. Nu vă puteți imagina, cu lacrimi în ochi ne-a mulțumit acest om. Un om simplu de la Cernu, dar un pădurean de-al nostru care eu vă mulțumesc sincer că l-ați ajutat să primească nașterea Domnului Iisus Hristos zilele acestea cu un zâmbet pe buze și cu bucurie în familie, chiar dacă este în doliu. Dacă sunteți de acord și vă rog să aprobați, că am aprobat numai cuantumul, cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Popescu Vasile cu domiciliu în localitatea Poduri, sat Cernu, județul Bacău. Cine este de acord? Împotrivă, abțineri, în unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre.
și intrăm la diverse, la diverse la care oricine poate să intervină și cei invitați și domnii consilieri și conducerea comunei, dar mai întâi aș ruga tare mult să ascultați două fete ce mie îmi sunt foarte dragi, fetele ce conduc UNICEF-ul în Comuna Poduri, respectiv închiderea proiectului UNICEF pe 2017. Fetele mi-au pus la dispoziție ceea ce noi în Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, etc. noi am discutat tot acest proiect și l-am aprobat. Aduceți-vă aminte de doamnele de la UNICEF care au venit în ședința noastră și ne-a propus acordarea unui parc ajutor de 10.000 de euro pentru modernizarea dispensarului uman Poduri, dacă mai țineți. Da. Fetele, vă rog tare mult, doamna Andreea, aveți cuvântul. În primul rând, noi acest proiect îl facem în fiecare an. Proiectul începe cu luna februarie și se termină luna decembrie. Anul 2016 a fost un proiect, anul 2017 alt proiect. Acest proiect l-am denumit noi împreună suntem o familie, lucrăm cu copii, cu părinții acestora. Vârstele sunt cuprinse între 0 și 18 ani la copii, părinții și bunicii dacă nu sunt crescuți de copii. Avem diferite activități, am zis să nu vă plictisim foarte mult, vă arătăm câteva imagini din ce s-a făcut tot parcursul acestui an. Domnul Ionuț, vă rugăm, ajutați-ne cu proiecția. Andreea, continuă. O să lasă să... Avem și câteva coordonatori, colaboratori cu care avem un proiect cu noi. În primul rând, deschiderea proiectului am făcut-o la școala, la Biserica Sfântul Nicolae. Asta este o activitate mai mult despre copii și părinți. Aici avem despre șezătoarea vechilor și noilor meșteșuguri, în care la vechilor meșteșuguri nu am apucat a face poze. Noi am făcut anul acesta costume populare. Activitatea Mănânc Sănătos ca să crezi frumos. Hai, Iulia! Pentru copii. Am realizat-o la grădiniță, unde am insistat foarte mult ca toți copiii să aibă o mâncare mai sănătoasă. Aici am fost în excursie la Maramureș. Da? Cel mai de preț este sănătatea, activitate cu specialiști antidrog de la Bacău. Am și eu Ghetuța Veselă, o activitate în care am fost la casele familiilor vulnerabile. Iar aici, activitatea Știm să comunicăm cu adolescenții, în care am avut specialiști veniți de la București, care ne-au testat, să zicem așa. Activitatea nouă, priviți câte am realizat împreună, asta este ce am realizat noi. În afara activităților care le avem, monitorizarea familiilor vulnerabile, copiilor care au abandon școlar, în care mergem și insistăm la părinți și la bunici să meargă copiii la școală, plus lehuzele, femeile gravide și bătrânii la care mergem. Săptămânal, lunar, în funcție de... Am vrut să fie ceva foarte scurt, să nu plictisim. Știu că vin și colindatori de acum. Poze sunt foarte multe, dar... Mulțumim, Andreea, mulțumim, Iulia. Sunteți niște fete mulțumim deosebite. Înainte de a vă prezenta a noastră surpriză, imediat, doamna primar, v-aș ruga tare mult să vă gândiți la un lucru. În această săptămână, spuneam eu și în ședința trecută, să învățăm să fim mai buni și mai ales acum cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Mă duc cu gândul la o emisiune de la ProTV, Visuri la Cheie, în care patru arhitecți și specialiști în designer, interior, exterior, oameni cu suflet, Dragoș Bucur, Alina, Adela, Omid și inginerul constructor Florin, acești oameni ce fac minuni umanitare, la care aș adăuga eu cinste ProTV, cinste de deman.
În anul viitor, 2018, vom face și noi un demers pentru a ajuta o familie mai sărăcuță, o familie care s-ar încadra în acest program al dumnealor. Fetele, foarte modeste, eu le-am văzut și când asta iarnă erau cu lopata și desfundau intrările la bunicuțele și la bătrânii care îi aveam sub, în custodia domniilor lor la UNICEF. De asemenea, le-am văzut în multe și multe situații. De asta spun că țin foarte mult la ele și mai ales la activitatea lor. Schimb de mame, am avut mai fac. Ionuț, aș ruga tare mult. Dacă am spus ceva greșit, îmi cer scuze, doamna primar. Dacă am spus ceva, îmi cer scuze. Nu, am spus altceva. Nu, n-a spus altceva. Noi am râs de altceva. Înainte de a prezenta surpriza, dăm voie să o invit pe doamna primar, că zâmbește frumos și știe ce o așteaptă, să intervină. Vă rog să fiți foarte atenți. Da, eu o să intervin să spun următorul lucru, că le felicit pe fete pentru că sunt foarte implicate. Le felicit pentru că, de fapt, de dreptate dumneavoastră știți că banii, de fapt, nu iau de la noi. Banii sunt plătiți prin UNICEF, deci așa nu e. Sunt angajatele noastre. Deocamdată sunt angajatele UNICEF-ului. Le felicit pentru toate activitățile. Să știți că, fără falsă modestie, vă spun acum, chiar își fac treaba foarte bine. Și sunt foarte implicate. Adică nu trebuie să le spun eu ce au de făcut, pentru că știu foarte bine și ele vin la mine și mă întreabă cam ce am putea să mai facem. Cel puțin acum, în ultima lună, am avut foarte multe activități. Activitățile au fost făcute împreună și ne-am tot sprijinit reciproc și cu colegii ceilalți din primărie. Eu încă o dată țin să vă felicit. Uitați, aici tot ce aranjamentul ăsta și tot ce este aici este tot din partea lor. Deci, ca să vedeți că și gospodinii cât au făcut azi noapte colaci și cozonac, ca să... da. Foarte, foarte, foarte implicate și cred că activitatea lor chiar pe final de an este de nota 10, o activitate foarte frumoasă. Având în vedere lucrurile astea pe care le-ați propus dumneavoastră, eu sunt dispusă să vin și televiziune, nu e o problemă din punctul ăsta de vedere, chiar n-am nimic de ascuns și dacă e ceva să fie bine, nicio problemă, dar vă spun că dacă mă mai prind așa câteva zile cum m-au prins și acum și nu sunt într-o stare așa de bună, chiar nu știu dacă mai pot să le duc, pentru că sunt foarte multe și dacă cineva crede că activitățile astea se fac doar așa când face așa și gata s-au făcut, este foarte... Cei care au fost aici și care stau și stăm în picioare de atâtea zile știu foarte bine ce înseamnă asta și că nu mai numeream poarta, sincer, aseară, nu mai vedeam cheia la ușă. La ora 12 noaptea. La ora 12 am rămas aici și am și dat cu mătura, nu e nicio problemă asta că am dat cu mătura, dar aș vrea, deci chiar dacă o parte dintre consilieri și-au fost strigați acolo, au ajutat și cu bani, din punct de vedere financiar, ar putea toți să ne strângem să facem și lucrurile astea care sunt de fapt pentru toată lumea, că nu le fac doar pentru mine, că nu mă simt mai eu bine, se simt toți oamenii din comună și faptul că suntem aleși, deci putem să ne strângem. Domnul inginer aseară a fost post de bucătar, a fost de maestru de ceremonii, la fel și domnul Nel, domnul Iulian, trebuie să le spun numele pentru că chiar s-au implicat. Au dat și bani pentru pâine, și Mariana, și... Măi, cum te cheamă, na? Domnul Tereș, da, chiar... Deci vreau să vă spun că toate lucrurile astea nu poți le faci singur, le faci împreună, unii cu alții. Mulțumesc și domnului Ungureanu care a venit, doamna, aici și a stat lângă noi. Da. Și a stat lângă noi aici... nici nu știu ce să mai spun, că era... Păi da, deci toți am plecat chiar... Cu toate că a fost foarte frumos, ca să obții frumusețea asta, trebuie și o implicare, dar trebuie și foarte mult sacrificiu. De asta spun că eu vă mulțumesc încă o dată, domnul, mai ales domnul era un pic mai în vârstă, am zis că domnul până la urmă nu o să mai stea, pentru că nu mă zic, nu mai putea. Dar au stat aici până la final, foarte frumos, sper că și înregistrarea este foarte frumoasă. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Un singur lucru vreau să mai adaug, pentru că mi-ați spus dumneavoastră despre activitatea
cu dispensarul prin fundația aceea Terre des Hommes. Ei, deja am fost, am făcut expertiza tehnică. La expertiza tehnică dispensarul este bun ca și structură, deci doar trebuie să-l... Alimentat. Da, nu trebuie să-l dăm jos și... Este foarte bună structura, nu este nicio problemă. Am fost împreună cu Cristi Dragastan, am stat o jumătate de zi, tot eu și cu el am măsurat tot dispensarul, de ne-au ieșit ochii într-o zi și am... dar sper că toate astea să aibă... Am trimis deja tot ce este, am trimis cam ce am vrea să facem de la tâmplărie și tot ce este în interior. Le-am trimis deja, așteptăm răspunsul de la ei să vedem. Asta vă dați seama pe anul viitor, pentru că anul acesta... Deja este târziu și tardiv ca să mai vorbim despre treaba asta. Deși acest lucru merge înainte cu dispensarul, eu cred într-un an care vine, vă spun sincer, într-un an cu mai multe realizări în anul care vine. Știți, anul acesta s-au tot făcut proiecte, s-au tot făcut documentații, s-au tot făcut... Sper că aceste proiecte, documentații și tot ce avem să aibă și un final fericit pentru oameni, v-am spus încă o dată, pentru că noi de asta suntem aici și ei, cetățenii noștri, ne-au adus aici. Încă o dată vreau să le mulțumesc la fete. Vreau să mulțumesc lui Ionuț pentru că le susține și normal să le susțină. Dar le mulțumesc foarte mult, foarte implicate, pentru că asta e și s-a văzut. Aici e foarte puțin, vă spun, fetele chiar n-au vrut să vă plictisească. Chiar este foarte puțin din ce se face, cât se merge pe drum și sunt diferite cazuri sociale care ele intervin și la cazurile sociale și sunt descoperite de ele. Deci este un lucru minunat. Vă felicit, fetelor, chiar meritați aplauze, sincer chiar. Aș dori tare mult, dacă îmi permite doamna primar și domnii și doamnele consilieri, să mai adaug contribuția deosebită a preoților din parohiile noastre, a părintelui Vasilică Popa, a părintelui Dumitru și Parfene și mulți preoți din comună. E o plăcere, să știți, noi am analizat în Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, am analizat în detaliu acest proiect al fetelor și l-am aprobat atunci când am emis acea hotărâre pentru Consiliul Local. Domnul inginer Starparu Costel și-a exprimat dorința să intervină. Mulțumesc că v-am spus că Diana, deja doamna primar, mi-a luat vorba, deci fetele mele au avut o muncă deosebită, deci nu stau în birou, deci toată ziua sunt în teren. Am colaborat cu dânsele la școala de vară și vă spun, a fost o reală plăcere. S-o vezi pe Iulia Cimbru, cum le făcea de mâncare la copii la ele și a fost încântare pentru copii. Zilele astea la, cu festivalul Podureanca, deci s-a pus mâna la treabă. Deci ceea ce au făcut sunt foarte modeste. Toată stima pentru dânsele. Încă o dată aplauze pentru fetele noastre. Și să vedeți pe Iulia cam ce ajutor a fost în excursia, Iulia, de pe Valea Oltului sau unde-o? Felicitări! Eu aș ruga tare mult să vedem surpriza. Ionuț, îi dăm drumul. Da? Și vă rog atenție. Da, poate să noi... spun o treabă. Avem două probleme care vreau să vi le spun, okay, ca să închei eu. Să știți că problema cu NUCO a fost rezolvată. Mulțumim tare mult! Am vorbit cu domnul Stratulat a înțeles care este problema, nu s-a pus problema, noi am început să facem demersurile. Un om chiar de calitate, domnul Stratulat, și a înțeles fără niciun fel de probleme. Deci eu am discutat cu el, o să fac în așa fel încât să poată să treacă domnul pe acolo, să nu avem probleme. Și să știți că Moș Crăciunul pe care dumneavoastră l-ați aprobat în Consiliu a ajuns deja la școli. Așa că vă mulțumesc în numele copiilor pentru că ați fost de acord cu treaba asta și pentru că din an în an, de când era domnul Iscu, s-a perpetuat acest lucru și mă bucur, sper la anul să fie din ce în ce mai bogat sacul, acum să vedem. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Și noi mulțumim, doamna primar, domnule consilier, v-a adus aminte, am aprobat în ședințele din urmă 300.000 de RON, greșesc? 30.000 de RON, 300 de... Da. Dar ce e cine, Matei? Haide să vedem. Ionuț, te rog. Dacă e surpriză. Este
domnul Dragoș Benea în dreapta. Este activitatea de la... Și senatorul... Aici e activitatea de la Nicolae Șova, da, cu un an. Nu? Da. Aici cu toți veteranii de război. Da, domnul, da. Ia uitați-vă acolo. O, nu. Dar nu sunteți veteran, dar erați acolo. Eram cu mama soacră, 92 de ani și veterană de război. Și 15 copii născuți. Aici copiii conduși de Gabriela Vian. Păi, dar muzică n-ai? E așa, cam anul ăsta. Nu e problemă. Ne place să revedem. Ce-mi place să revăd asta! Doamne! Dezepezirea! Uitați-vă la ce dezepezire! Vai, asta da, surpriză! Doamne, aici eram! Eram aici și ăsta spunea, domnule, spunea ăla care se ducea la... Doamne, eu vreau să treci, doamne, treci înapoi, nu treci nicăieri, zic, mă, dar nu vezi ce e aici, o să câți bani primești primărie pentru dezăpezirea asta și eu stau aici, era să-l arunc din tir. Aici e la 50 de ani de căsătorie, de domnul Mango, a fost anul ăsta, a împlinit 50 de ani. Aici și avem dansuri, care toate felurile atunci, care au fost atunci la 50 de ani. O, aici când au ieșit primăria și cu... La pod și-au făcut curățenii la primărie. La pod. Astea ai pus mai multe ca să vă vadă lumea. Să le scarnești. Aici somers, nu mai știu, de 8 martie, de... Chestia asta cu bătrânii este o chestie împământenită din noi, atât timp cât voi fi și chiar dacă nu voi mai fi, promit că voi face această chestie atât timp cât am salar. Nu contează de unde e salar, dar atâta timp cât am salar, acest lucru îl voi face din banii mei personali, ca să nu cumva să se audă că am fi luat de la primărie. Mai există... Suntem la femeia bătrână. Ajutorarea oamenilor în vârstă. Exact. Aici 416 ajutorul social, că tot spune lumea că nu prea face treabă și uitați cu ei. Aici a fost prima acțiune, am decolmatat râul Cheșchea, atunci la început. Ce frumos aici. Aici la groapa de gunoi la Rusăiești, unde am avut tot timpul probleme, după cum știți. Acum am făcut niște modificări, pe acolo nu mai poate să intri nimeni. Da. Aici era mașina, încă mașina aia veche, în primul an, tot așa cu 4 tipi șopa, la curățenie, te sunt și de ăștia cu sapa și cu apa. Da. Da? Să, cu, chiar dacă spun că nu se muncește, să știți că chiar au muncit 416. Aici am avut un mini, eu blocat rupul și așa, păi, dar ce? Da. Așa, foarte... Aici unde am ajutat-o pe tantea Urica și eu am făcut pot, că n-avea pot să treacă și așa. Dar să știi că o spus tantea Urica că mai trebuie acolo două chestii, să știi că încă nu-i de ajuns. Nu-i proiectul. Da, nu-i proiectul foarte bine pus la punct. Da. Într-adevăr, este de muncă și la oameni să ajuți. Aici este la dispensarul de la Bucșești din spate. Unde am avut, aici e unul dintre lucrurile care poate zic că au fost așteptate 30 de ani astea cu asfaltarea. Sper ca primăvara viitoare să continuăm. Îmi doresc foarte mult. Arată bine, are 5 cm de asfalt. Era vorba că nu se știe cât era, dar eu nu am întrebat inginerul cam cât e că... Na, aici la Bucșești, când toată lumea credea că nu o să se mai pună vreodată nimic, o să meargă și cu asfaltul până la Bucșești, pentru că e normal, poate o să treacă, să înceapă și la Cernu, sper. Eu îmi doresc un 2018 și un 2019 mai bogat în activități. Mai mult anul acesta au fost activități dintre astea, să spun, sociale și activități, totuși, ia uitați aici, domnii consilieri, Nea Costic, uite, Costel, că erați de implicați. Aici, când am fost la Senat, nu mai știu pentru ce m-am dus, că am făcut multe drumuri la București. Pot să spun că domnul Smarandachi, chiar dacă îmi scol acum în cap nu știu cât, să știți că chiar mi-au ajutat pentru Comuna Podu și m-am dus la București, nu a fost dată să nu meargă cu mine. Aici când s-au acordat banii, 70, aici cu ministru Paul Stănescu, când a însemnat contractul de 70 de miliarde, cu domnul Mitrel. Domnul Mitrel, mulțumesc pentru implicare. Aici ce era la Bucești, la cimitir, și eu nu ți-au făcut ce nu mai era după aceea. Pentru că așa ne-am învățat să facem poze pentru toate activități, pentru că spun că nu facem.
un alt proiect de-a meu de suflet, păcat că nu mai ai semnal sau mai ai școala, cu care ne-am tot certat, ne-am învârtit, ne-am dat până la urmă s-o făcut și cred că asta o să rămână în istorie, școala asta cu WC-urile astea, pentru că era o jale ce era înainte. Aici tot timpul am avut probleme, podul ăsta cred că e cu probleme și financiare și pe lângă pod și... Aici dumneavoastră când ați votat și indicatoarele și acele hotărâri din Consiliul Local, aici cu delegația, cu domnul primar de la Canea și domnul primar din Cantemir, cu care suntem înfrățiți, aici semnează acordul. Vreau să vă spun că avem o colaborare foarte bună, iar ei azi dimineața au plecat de la noi. Lemnele, să vină cineva să le cubeze, să vadă cam câte sunt, ca să nu creadă, Doamne ferește, că s-au făcut ceva cu ele. Le-am adus tăiate gata anul ăsta ca să nu ne mai... Și-o mai adus și așa, cu mai mici, cu mai mari. Știți foarte bine că prin ședința din Consiliu, au fost date ajutor de lemn persoanelor care nu au, și vă mulțumesc pentru asta, să nu au posibilitate, și au fost date din aceste lemni, deci... Dacă vreodată întreabă cineva, aici mulțumesc Ionuț, el a fost implicat cu parcarea asta, în mod special cu parcarea de la Bușești, de la școală. Era o problemă acolo pentru că stăteau mașinile în drum și s-au făcut. Tuburile pe care știți că le-am cumpărat s-au pus peste tot, nu știu dacă mai avem ceva tuburi sau nu, aici tot la parcare. Au fost puse și pe drumurile adiacente unde... O să spun, pe drumurile adiacente unde sunt probleme, eu am luat un autograder și un compactor și le-am închiriat și am mai îndreptat drumurile. Aici școala de la Cernu, unde doamna și domnul Grigoraș au fost și au dat-o la muzeu prin minister, au fost prin dată la minister, nu, la muzeul Țăranului, la muzeul Țăranului Român, la Dmitrie Gusti, nu mă știu exact. Cum arăta locul unde a fost școala, aici a fost școala. Și aici, cu încetul, cu încetul, începe să facă parcul de la Cernu. Și aici ajutorul social de la 416 și-a adus aportul în mod deosebit și doamne și domni, nu numai doamne. S-au muncit zile întregi pentru că el n-a costat atât de mult ca să putem să facem într-un proiect extraordinar de mare când ne-ar fi trebuit miliarde. Dar cu ajutorul oamenilor și cu ajutorul lui Ionuț, care a ieșit la pensie cu parcul ăsta, și a celorlalți colegi, bineînțeles, și domnul Mitrel, numai cât i-o sunat pe ăștia când nu mai vineau, până când ne-am gândit ce să punem acolo, a fost o întreagă treabă. Spun eu că și parcul ăsta rămâne totuși, pentru că se bucură copiii, la Cernu chiar nu era... Aici a venit firma le-a montat cu garanții, cu tot, chiar aici mai suntem la discuții, dar na, ne-au prins, asta e la sfințirii, știți, eram pe ploaie, asta e semn bun, știți, când e pe ploaie, da. Aici este puntea de la de la Corni, la Negreni. Nu, la Negreni. Pe care noi tot o punem și ea tot cade și iar o punem, avem o problemă. V-am spus că pentru drumuri am închiriat aceste utilaje pentru a le mai... Aici e tot la Negreni, drumul spre Negreni. Eu spun că pe fiecare sat, atâta cât s-a putut și cum s-a putut, eu cred că n-a fost un sat care să fie uitat. Cu toate că mai spun unii, domnule, la noi n-ați făcut... O să facem cu încetul, pentru că nu se poate face chiar atât de multe. Aici am achiziționat, știți, cupa aceea trapezoidală prin care am început să facem șanțurile. Și aici probabil este de la Nea Albu la Vale. Da, da, da. 5 minute. Da, aici și mașina achiziționată, am înscris-o, am... Mașina a costat într-adevăr 680 de milioane, nu a fost luată de mine, tot s-a vehiculat, că e luată de soțul meu ca să-și găsească de lucru. Anume am luat-o de aici ca să nu aibă de lucru, dar tot și-o găsesc să mai spun ceva. Eu mor când spun chestii de genul ăsta, dar vine și te informează, vezi care e treaba și pe urmă adun niște... Da. Da, exact, deci chiar nu văd lucrurile astea, nu le văd bine. Dar mă rog, aici Ionuț când stângea...
și-l filma Dorin, Pidealul Cernului eram. Parcă am fost și eu atunci cu voi, nu mai știu dacă am fost cu voi, dar îmi pare că am fost. Dar eu nu mai puteam să mai urc, îmi ieșea limba de 15 metri, știu că v-ați dus voi. Da? Aici din nou unde s-au pus, câte tuburi s-au achiziționat în total, Ioane? Câte au fost? 15. Cam 15 tuburi. Da, aici e drumul care e de la Cristina Preotesi, nu? La dealul încolo spre Valea Șoșii. La fel s-au pus tuburi dintre astea. Ăsta e drumul din... De ulița Mori. De ulița Mori, da, iar din nou aici unde ai avut tu probleme cu doamna. Da. Chiar... Acum dacă stau și îți mulțumesc că ai făcut asta și... Acum nu mă așteptam să prezint asta, sincer să spun, în ședință chiar nu m-am așteptat. Îmi dau seama că, per total, așa, chiar s-au muncit cu toate, că eu tot simt așa că parcă nu las nimic în urmă, așa tot am impresia că n-am făcut nimica. Am, Doamne ferește, asta scoate, Doamne, de... S-o scoți? Da, eu așa i-am spus, dar el probabil vrea să fie... Da, mă rog, asta, aici cum a început Troița și cum a început, uitați, doamnele de la UNICEF, aici am mers, erau la Cernu, da, aici la școală la Bucșești, aici atunci când au fost căldurile, când au fost căldurile alea mari, a trebuit să stăm la primărie și am făcut și eu, păi care vineau toți, toată lumea care venea, da. Mașina care am achiziționat-o, i-am luat la mașină din spate chestia aia pentru că trăgea și consuma mai mult și așa. Aici nu știu unde ești, Ioane, la RAR, nu? La RAR. Da. Mulțumesc, doamnă, pentru montaj. Da, doamnă, primar. Mulțumesc, vă mulțumesc mult. Deci chiar mulțumesc, Ioane, că ai... ai arătat foarte multe. Te rog frumos la Prozești, în Tazlău. Nu se mai duci în partea asta cu noi, toate le aduci la noi. Din Moinești, vin cu rabii. Deci, inclusiv acum ce se face, pune în, pe canal. De la asfalt, încoace, mașină lângă mașină. O întrebare. N-ați văzut totuși cine, cu cine? Trebuie să stai acolo, zic, cu mașina, nu vine cu altceva. Vin noaptea, vin ziua. Din câte am auzit și de cât mai spune, e o firmă care cară, aduce cu noi, cară balast. Dar moluz... Eu am auzit de o firmă care face treaba asta, acum nu știu dacă e 100%, dacă nu știu fi, nici eu, că ar trebui să stai noaptea să urmărești. Să... Eu am avut niște discuții cu domnul primar de la Moinești, domnul primar de la Moinești spune că am ceva cu el, eu n-am nimic cu el. Pentru dar că poate noi... nici domnul primar nu știe, păi pentru că firma care ia lucrarea, ea duce morozul și eu am zis totuși, acolo, păi nu, dar acolo și unde sunt, unde sunt probleme de genul ăsta, el ar trebui să vadă dacă totuși sunt mașini între ei care le aduci. Deci nu e chiar simplu. Ați văzut că a fost ăla de la Lucăcești, care au venit cu mașina și au răsturnat-o aici și la Rusăiești, sus, s-au dus băieții, au filmat și așa, l-am găsit, am vorbit cu poliția de la Moinești, ne-au dat, știm cine îi, cum... S-a mai dus și de la noi, dar nu chiar așa că am întâlnit. S-au dus de la noi când au stricat o casă, au dus molozul, chirpici, una, dar n-au dus... Molozul ăsta și așa, nici nu, că nu-l preia romprestul, ăsta poate fi dus... pus într-o groapă și undeva acasă dar și știe. Dar stași de construcții, gresii, asta. Faianțe, vară. Da, o să luăm măsuri, o să duc Ionuț acolo și o să luăm măsuri să vedem ce se întâmplă. Că poate putem să găsim și pe unde. Eu am avut ocazia să trec cu mașina, că m-am adus pe voi. Mulțumim, domnul consilier Vistorean, mulțumim, doamnei primar, domnul profesor director Jalisco, un om deosebit și și-a legat toată viața de învățământul pădurean. Dorește să expună câteva cuvinte. Doar câteva vorbe. Sunt privilegiat să constat că ședința de astăzi s-a desfășurat într-o atmosferă extraordinar de frumoasă, plăcută, așa cum ar trebui. Nu zic că și celelalte ședințe care au fost până acum nu s-au desfășurat așa. Nu zic pentru că nu știu. Am fost cam neplăcut impresionat la prima ședință la care am participat, era cam împărțiți, așa erau după alegeri atunci, erau spiritele încinse, așa este. Deci, trebuie, dacă facem o schemă, cum a făcut domnul acolo, așa da, așa nu. Deci, vă mulțumesc pentru că
să sunteți niște oameni care vă faceți datoria și ați, cred că sunteți pătrunși de responsabilitatea pe care o aveți. De asemenea, aș vrea să îmi exprim satisfacția că, virgulă, conducerea primăriei și consilierii depun eforturi pentru organizarea unor deosebite activități. Știți la ce mă refer? Este un flux continuu de activități culturale și administrative care se desfășoară sub comandă, sub conducerea doamnei primar și a celorlalți consilieri. Iată, ieri a fost un exemplu concret despre acest lucru. Eu aș dori să-mi exprim speranța că și la alte nivele ar fi tot așa atmosferă în administrație de aici până sus, de la vlădică până la opincă, cum spunea cineva mai înainte. V-aș ruga, doamna primar, dar iertați-mă că vă spun de față cu toată lumea, că să aveți grijă de Părintele Corbu, să nu-l dați afară din comună, de unde stă acum, pentru că am înțeles că are un contract cu dumneavoastră, cu primăria, până în toamna asta și de acum el începe a plânge. S-a plânge, nu e adevărat. Da, o să vă răspund că, uite, și camera, pentru că zice lumea că îl dau afară pe Părintele Corbu. Deci Părintele Corbu i s-a terminat contractul mai de mult și a fost prelungit deja, e al doilea an când îi se prelungește. Nu înțeleg de ce e așa de stresat, că nu îl dă nimeni afară. Să vă spun ceva, poate m-am exprimat eu greșit, nu-l dă afară. Nu, dar nu, chiar nu avem nicio treabă, nu a zis nimeni niciodată. I s-a prelungit în fiecare an, îi se prelungește contractul, deci nu. Așa, pentru că el poate viața eu mai prelungește Dumnezeu. Da, înțelegeți? Eu nu am absolut mai ales că suntem probleme. Asta, mi-a cerut scuze că v-am ridicat problema. Că m-a rugat dumnealui, deci vorbește. E normal, deci vă rugat, dar numai că el nu știu de ce vă rugat, având în vedere că tot i-s-o prelungit. Așa, nu, cum să vă spun? El a zis, că așa zice omul, nu? Ca să, deci nu stric o vorbă în plus, o vorbă bună, sper. Mai ales m-am gândit că săptămâna asta este un fel de săptămână mare, comparată cu aia de la Paști. Și în săptămâna asta știți evenimentele care s-au petrecut acum 2017 ani la, în zona Ierusalimului. Și cum Maica Domnului se chinuia să găsească un loc unde să nască, să nu ajungem să ne chinuim și noi să găsim un loc și să nu-l găsim. Cu scuzele de rigoare că am propus treaba asta, nu m-am informat înainte perfect despre ce e vorba. Eu vă urez mult succes la mult pe anul următor și vă rog să mă ajutați și pe mine pentru 28 decembrie, că am și eu aici o activitate cu niște oameni de la Bacău, prezentarea unei cărți. Vă mulțumesc. Dar unde o să aveți? Aici. Da. Mulțumesc, domnul profesor. De fapt, nu știu dacă ați constatat, am observat și la activitatea de ieri și la multe alte activități, nu te mai poți întoarce nicăieri numai de profesor dai. La ora actuală profesori sunt cu duzina, dar nu specifică, pentru învățământul primar, gimnazial, liceal, nu, profesor. Mulțumesc, domnul profesor, și să dea Dumnezeu ca această carte ce o să o prezentați pe 28 să fie sufletul dumneavoastră transpus ad literam pe niște rânduri frumoase, cum de altfel vă cunosc. Mulțumesc. Domnilor consilieri, doamna primar ne pregătește o surpriză din nou cu niște colindători simpatici. Dacă din dumneavoastră, apropo de bilanțul ce l-ați văzut mic, mic de tot acolo, dorește să mai intervină. Primul s-a înscris domnul inginer Costel Stăpan. Da, vreau să spun că o să continuăm cu ce am făcut până acum și chiar dacă în următoarea perioadă nu o să ne gândim, dar mai știu că am fost și anul trecut și vă invităm pe toți colegi care o să vin și la dumneavoastră, știți că nu mă iert, să ajutăm într-adevăr cum a fost la toți bătrânii cu dezăpăzitul, cu nu s-au văzut în material, nu e problema asta. Și cu baza sportivă de la școală. Da, și o să continuăm și cu, deci, ca să toți consilierii, deci colegii, să mergem să reparăm gardul de jos de acolo, pentru că porțile de acolo sunt un real pericol. Nelly, domnul Nelly și-a dat acordul ca să vină să studieze, este specialist în suduri.
nicio problemă, dar acolo de bea stau. Asta am să spun, deci o să continuăm cu tot ce... În următoarea perioadă, dacă o să fie ceva cu dezăpezit. Mulțumesc tare mult, domnul consilier Costel Starparu, domnul inginer. Dacă din dumneavoastră doriți să mai interveniți, eu nu ți-am mulțumit, parcă pentru cine ai prezentat, da? Haideți, vă rugăm, cine dorește? Ovid... Onoric, hai! Nu? Mulțumesc! Iulian! Am ascultat! Da, vă rog frumos, poftiți! Poftiți! În general, să știți că eu nu vorbesc, atributul în ședințe este al consilierilor locali să vorbească, dar fiind un final de an, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră consilierilor și conducere primărie pentru faptul că au fost deschiși și sunteți deschiși pentru transparența decizională din acest an. Vom fi alături de dumneavoastră, așa cum ați văzut și ieri, și la evenimentele culturale, și la evenimente sportive, și la alte evenimente, aspecte sociale și așa mai departe. O să venim, dacă domnul profesor ne invită, venim să-i sprijinim evenimentul cu lansarea cărții. Vă urăm din partea echipei Exclusiv TV, pentru că eu nu sunt întotdeauna la dumneavoastră. Noi filmăm în aproape tot județul Bacău, acum filmăm și la Consiliul Județean Vrancea și la domnul Arsene la Piatra Neamț. Vreau să vă profit că sunt aici ca reprezentant al televiziunii, să vă urez sărbători fericite, multă sănătate. Și eu rog pe domnul care a prezentat filmul să ne-l trimită pe adresa noastră de e-mail, să-l dăm și pe televiziunea noastră. Este o retrospectivă a anului 2017, cum am văzut mai puțin în alte localități. Sigur, sunt și localități mai cu activități mai bune, dar vreau să vă spun că suntem noi echipa alături de dumneavoastră și cu sufletul și cu gândul. Și în continuare vom fi alături de dumneavoastră pentru a promova ceea ce este bun aici în Comuna Codru. Vă mulțumesc, la mulți ani! Da, vă mulțumim tare mult și pentru cuvintele alese și pentru urări. Ionuț, cu retușurile de rigoare trimis către televiziunea Exclusiv și să sperăm că activitatea Consiliului Local Poduri va fi nu un exemplu, că nu ne dorim să fim un exemplu pentru județ, dar dorim să fim o ambianță plăcută, așa cum ar trebui să existe în multe consiliuri județene și, de ce nu, vorba domnului director, și la nivel înalt. Ne-am săturat de discordie, de minciună, de ceartă și de toate celelalte. Într-o ambianță plăcută poți să realizezi lucruri deosebite. Deosebite. Și am în vedere și domnul primar Dobrovăț, când a fost primar, și noi am realizat multe lucruri, dar am în vedere primăria Măgireș. Cu adevărat, niște realizări de răsunet. Îi putem ajunge din urmă și noi. Vă promit că în viitoarele activități ne vom, Ionuț, ne vom prezenta și cu situl arheologic de renume mondial de la Rusăiești și cu monumentele istorice din Comuna Poduri, care sunt destule. O să privim și pe plancarda comemorativă acolo a oamenilor și a bunicilor și a părinților noștri care au murit în primul război mondial. Să vedeți acolo numele multora dintre cei care au fost înaintașii noștri. Vă rog tare mult să continuați până când doamna primar va veni între noi cu surpriza ce v-am spus. Domnul Iulian, aveți cuvântul, că ați spus. Nu-i nimica, dar nu-i nicio problemă, n-am încheiat ședința. Hai, Iulian, te rog. Eu nu încheie nici să spun. Mulțumesc tuturor colegilor că ne-am înțeles așa cum ne-am înțeles. Probabil mai greu la început, dar acum nu probleme în discuții. Curez și eu la toată lumea la mulți ani și să ascultăm urmărătorii. Da, sincer, Crăciun fericit, la mulți ani, dumneavoastră, domnilor consilieri, deosebită stimă și apreciere din partea noastră. La mulți ani fericiți 2018! Dragi
copiii, ați venit? Da. Sunteți bucuroși? Da. Păi cum să nu veniți acum? Fiecare an, nu? Da. Acum stați să vă și filmez, da? Da. Uite. Da. Ați învățat colinde frumoase, nu? Da. Foarte frumoase. Dar sunteți mai puține acum. Adina ai plecat. Adina era... Unde e Adina? Era soprană, ea cânta... Dacă vreți să... Puteți începe, să știți. Bravo! 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 Bravo!
urăm sănătate și un la mulți ani pentru 2018. O, oh, ați venit cu cadouri, măi! Ei, nu, 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 doamna. Eu nu-i văd cu plăcerea. Doamna, 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 întorceți-vă și la doamna secretară. Bravo, bravo! Stimați consilieri, cu ortodoxologia, ca în fiecare an, sperăm că v-ați învățat cu noi, sperăm să vă bucurăm prin colindele noastre. Vă urăm un an nou care vine mai bun decât celălalt sau la fel de bun. Și vă spunem înainte de mulți ani și sperăm să vă bucurăm prin colindele noastre. Bună seara, bună seara, gaza aleasă, ne primește, ne primește nata acasă, că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm, pe Domnul să-L lăudăm, să-L lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul cel Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Seara asta-i seara sfântă, seara sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim a colinda, a colinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta, că noi nu te-om ocoli, te-om ocoli, și cu drag tot om veni, tot om veni. Bravo! În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul nins de lună, primași călări cu suflet bun aleargă împreună. Lerui, 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 Domn din cer. De unde vin, cum se numesc, ce doruri-i frământă, spre iesle ei călătoresc și cerurile cântă. Lerui, 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 Domn din cer. Și cântă inimile lor, aprinse-i bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Lerui, 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 Domn din cer. Venim și noi să-L lăudăm pe Domnul cu iubire și noi cu toți ne bucurăm de mare mântuire. Lerui, 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 Domn din cer. Primelește-ți gazdă casa, umple vatra, pune masa, fă botecă prin grădină și-n pridvor ține lumină. Că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, tot prin viscol, tot prin ploată, ziua toată, noaptea toată. Cerul iernii ne-a pătrus, dar de-ajuns tot am ajuns,
să scândăm, să scolindăm, vestea nașterii să-ți dăm, să te bucuri, să te închin, de belșug pentru grădin, de mioare prin pomoare, de credință și de soare, de noroc la iar mă rog, de copii pe lângă foc. Cel fără de început a s-a pogorât și într-o vecioară s-a sălășluit. Erurem, erurem, erur, 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 erurele lui Domn din cer, de la răsărit. Și vă mulțumesc din suflet. Se cunoaște că sunteți toți profesioniști ai cântecului, ai colindului și ai,
ai lui Dumnezeu, al bisericii. Doamna primar, vă felicit și vă mulțumesc din toată inima. Da, eu sunt fără cuvinte ca în fiecare an, deci mie nu mă impresionează foarte mult corul, mai ales că eu nu țin cor. Ce aș putea să spun? Aș putea să spun ceva? Deci ar fi chiar culmea. Nu, nu, spun asta pentru că e un cor foarte frumos și sunt și copii de aici din poduri și sunt și chiar dacă nu sunt din poduri, vocile voastre întotdeauna au fost impresionante. Vă mulțumim frumos, sper să fim sănătoși la anul, să ne vedem cu bine, puteți veni și de Paști dacă aveți ceva, vreo cântare, ceva. Deci... E foarte greu să ne mai unim astăzi, că găsim Belgea. Văd că sunteți, da, asta am observat, parcă sunteți un pic mai puțin, nu? Față din anii trecuți, eu aștept că Ionuț are o, la mine o... melodii pe care trebuie să mi-o cânt, poate mi-o cânt în particular, că mă gândesc. Da, felicitări încă o dată la mulți ani și vouă și familiilor voastre. Să fiți sănătoși, să ne întâlnim cu bine și anul care vine, da? Și poți fi mai multe ori, nu neapărat. La mulți ani 2018 și aplauzele noastre! Mulțumim, mulțumim frumos! Să știți că nu, că nu mi-a făcut un discurs, dar să știți că, în primul rând, dacă tot este înregistrat și probabil că această înregistrare o vor viziona majoritatea podurenilor, pentru că sunt foarte mulți care în mediul online se uită, ce să le doresc? Să le doresc un an foarte bun, ceea ce doresc eu la fiecare și dumneavoastră și cetățenilor, le doresc să fie sănătoși în primul rând, pentru că știți cum e, dacă nu avem sănătate nu putem să facem multe lucruri. Sănătatea este foarte importantă, asta le doresc, pentru că restul, dacă avem putere și înțelepciune și dacă suntem sinceri unii cu alții, cred că se vor îndeplini în anul ce urmează. Vreau să, în primul rând, să știți că țin foarte mult la chestia de sinceritate și de respect. Sper ca să o pot aplica și în anul ce vine. Sunt un om foarte deschis cu toată lumea, probabil că și dumneavoastră, chiar dacă unii nu vor să recunoască, probabil că undeva în sufletul dumneavoastră ați văzut că nu am nimic de ascuns și nu am nimic de ascuns nici față de oamenii pe care le sunt datoare, că astăzi sunt în funcție de primar, dar de fapt de drept le sunt datoare în a face lucruri bune pentru comună. Vă mulțumesc consilierilor pentru că, așa cum știți, cu bune mai, cu bune mai, cu rele mai, cu una mai, cu alta am trecut și anul acesta. Eu spun că a fost un an bun, un an în care s-au adunat foarte multe proiecte. Sper că anul care vine să vină cu proiectele acestea și realizate, adică să fie pe pământ, așa cum spun eu, tot ceea ce este acum scris. Am speranța că se va face acest lucru și sper că lumea, ceea ce îmi doresc cel mai mult în anul care vine, lumea să aibă un pic mai multă răbdare. Ne lipsește foarte mult răbdarea, toată lumea vrea să se facă repede, acum și în acest moment. Deci lucrurile nu se pot face chiar atât de repede pe cât dorește lumea, nu pentru că nu vreau eu. Pentru că dacă ar fi după mine și mâine aș face lucrurile dacă aș putea să le fac. Este vorba de documente, este vorba de hârtie, este vorba de o grămadă de lucruri și este foarte mare vorba de bani, pentru că asta, la asta ne limităm o conducere de primărie. Sunt foarte multe de spus, nu vreau ca să plictisesc pe nimeni, încă o dată sper să aveți copiii sănătoși, că asta probabil care sunteți părinți și bunici știți foarte bine ce înseamnă asta. Să fiți mai bogați sufletește, vă felicit pe toți cei care anul care a trecut ați devenit din nou bunici, ați devenit din nou părinți, care își educ atât de frumos copiii, am fost impresionat de, de domnul Bia, de... cum un nepot așa micuț de 7-8 ani a venit și mi-a pupat mâna, astea se întâmplă mai rar acum, având în vedere societatea asta în care trăim. Mulțumesc domnilor care îmi dau posibilitatea să fac lucrul acesta acum și să transmit prin intermediul dumneavoastră aceste gânduri pe care le-am. Și încă o dată sper în foarte multă liniște și sper în răbdare. Pentru că dacă avem liniște și răbdare, și eu la un moment dat, dacă așa cum sunt, pot cedez din punct de vedere al sănătății, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le am pe tapet și sper că această înțelegere să treacă pentru anul 2018. Vă mulțumesc tuturor încă o dată. Sper să ne unim așa sub egida asta a florii de brad, a colacilor și a mirosului de sărbătoare, să...
chiar dacă nu va fi întotdeauna pe mese, dar să fie în sufletul nostru. Vă mulțumesc tuturor, nu are importanță că suntem consilieri PSD, PNL, pe ce sau ce suntem sau cum mai suntem. Important este că suntem aici și sper încă o dată ca răutatea să plece de la anul, pentru că nu-și mai are rost. Vă mulțumesc foarte mult, la mulți ani încă o dată. Mulțumesc, domnul președinte, că mi-ați dat posibilitatea să fac această... Și mulțumesc încă o dată dumneavoastră, pentru că ați venit atunci când noi v-am solicitat și mai ales pentru și sprijinul de ieri al doamnei. Mulțumim, doamna! Vă urăm și noi cele mai frumoase gânduri pentru 2018. Doamna secretară, plăcută este ambianța consilierilor și a dumneavoastră, ziceți două vorbe. Așa mi-a făcut și mie, acum a trebuit. Noi v-am felicitat atunci când ați luat urmă mare. Știți, dumneavoastră? Eu vă mulțumesc că m-ați înțeles de fiecare dată, chiar și atunci când am greșit și nu am fost la nivelul așteptărilor. Și vă doresc un an nou cu bucurii și sănătate, că este cel mai important. Mulțumim sincer, urăm de bine pentru familia dumneavoastră. Domnul consilier Grigoraș, eu v-am informat la începutul ședinței, are un deces în familie, domnia sa a vrut să fie neapărat la ședință, vă rugăm să-l ascultați. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-a ferit acest prilej. Decât să-mi cer scuze pentru întârziere. Acum am venit cu o altă problemă, aici să fac actul de deces. Și fiindcă nu s-a strâns la ședință, am venit numai pentru să-mi cer scuze pentru absență. Da. Mulțumesc. Dacă am acceptat, să-mi semnez cu asta. Mulțumesc frumos. Condoleanțe sincere, domnul consilier, semnați și condica. Urăm sănătate tuturor și aș dori tare mult, dați-mi voie, 2018 să vină cu un munte de sănătate, de bucurii pentru domnul consilier Costică Iscu. Aplaudați-l! O să vă rog și eu, ca la începutul anului viitor, adică la prima ședință, să aduceți raport de activitate pentru anul 2017. N-aș fi vrut să... Cândi colind, așa, știi? Da. Da. Noi vă informăm... Nu, vrut să înceapă anul cu datorii, știți, să termine. Comisia de Învățământ Sănătate astăzi și-a făcut bilanțul. Colegii mei au prezentat rapoartele domnilor lor. Cât de repede o să le aveți și dumneavoastră. Da. Și felicitări pentru comisie, pentru că este foarte bine pusă la punct. Dacă mai dorește cineva... Spiritul majestății sale regelui Mihai, bunătate sufletească, fără deosebire de cutare. Mi-a plăcut niște de naționalitate maghiară. Zice, suntem și noi, ne reprezintă și pe noi regele. Deci români, indiferent dacă ești catolic, dacă ești creștin, ortodox sau musulman, am văzut și musulmani acolo. Și e un lucru extraordinar de bun. Aș dori ca și pe mine personal să mă călăuzească. Nu pot întotdeauna. Că te mai apucă, așa să meandrele astea ale vieții, valurile. Dar să ne abținem. Că altfel, mă învăța și părintele, dacă mai înjur, trebuie să zic, Doamne, miluiește de 10 ori. Și zic, Doamne, miluiește, Doamne, în loc să zic, așa zic, Doamne, miluiește. Și mi-a trecut imediat. Da, mulțumim de intervenție, domnul director. Și acum vă rog să vă ospătați cu un colăcuț, cu o bucățică de cozonac, cu o bombonică, cu un bar de suc, cu ce doriți.